Conform ultimelor date oficiale prezentate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, rata șomajului este de 3,53%, comparabilă cu aceeași perioadă a anului trecut. Din păcate însă, este cert că rata șomajului va crește la începutul anului viitor, când vor fi făcute sute de disponibilizări de la un agent economic din județ. Aceste disponibilizări erau de altfel anunțate încă din toamna acestui an. Sigur că urmează concedierile care sunt anunțate, nu în luna decembrie, luna ianuarie. În luna decembrie am avut doar 48 de persoane de la cablaje, urmând ca în luna ianuarie să vină și restul. Agentul economic la care făcea referire George Tatomuța, director executiv al AJUFM Hunedoara, are mai multe puncte de lucru în județ și anunțase că va disponibiliza până în ianuarie 2022 în jur de 640 de persoane din cei peste 3.000 de angajați pe care îi are în prezent. Din numărul persoanelor anunțate ca disponibilizate au trecut în șomaj în noiembrie și decembrie aproape 100, așa că la începutul anului viitor își vor pierde locul de muncă peste 500 de oameni. Amen.